În curând, bicicletele municipale vor fi reintroduse în circuit. Noul regulament de închiriere și utilizare a vehiculelor pe 2 și 3 roți va fi votat de aleșii locali. Acest regulament a fost lansat în dezbatere publică pe site-ul primăriei. Principala modificare adusă regulamentului ce va fi supus dezbaterii Consiliului Local este aceea referitoare la instituirea unei taxe de 100 de lei atunci când bicicletele sunt abandonate în afara stațiilor de andocare sau în imediata vecinătate a acestora. De fapt, prevederea din regulament obligă utilizatorul să returneze bicicleta în stația de andocare sau în proximitatea acesteia, dar nu la o distanță mai mare de 15 metri. Regulamentul prevede, de asemenea, ca orice stricăciune adusă vehiculului în timpul folosirii să fie reparată pe cheltuiala celui care l-a închiriat. Tehnicienii firmei de mentenanță vor constata dacă a fost o defecțiune voită sau o defecțiune ca urmare a utilizării acestora. Vreau să vă spun că am avut o situație anul trecut unde bicicleta a fost vandalizată cu flexul. Aia nu este o situație întâmplătoare. Acolo e clar că utilizatorul a dorit să distrugă acea bicicletă. Cei care folosesc bicicletele municipale vor fi datori să semnaleze orice defecțiune apărută pe traseu. Readucerea bicicletelor în circuitul municipal va începe de luni și se va face progresiv. Pentru a acoperi cât mai bine întreaga suprafață a orașului, unele stații de andocare vor fi relocate.